În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Județean Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua! Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 150 din 22.03.2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședința din totalul de 35 de consilieri județeni sunt prezenți 34 în sală și avem online pe doamna consilier Hârțescu. Având în vedere proiectul ordinii de zi, avem în sală invitați, colegii din cadrul aparatului de specialitate și de asemenea și invitați unde au hotărâri de Consiliu Județean, unde au hotărâri de Consiliu Județean pe care îi privește din ceea ce înseamnă activitatea din cadrul Consiliului și nu numai, și instituțiilor subordonate. Având în vedere faptul, aș vrea să vă propun următorul lucru, având în vedere faptul că avem o listă lungă de proiecte, eu am să citesc ordinea de zi și am să propun ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară și am să propun ca să mergem pe proiectele care dumneavoastră le-ați avut la mapă. Dacă aveți intervenții sau amendamente, mă opriți. Dacă nu, o să mergem direct la vot, în așa fel încât să fim cât mai eficienți și să nu avem o ședință foarte lungă conform listei pe care o avem. Ca atare, pentru ședința de azi, proiectul ordinii de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28.02.2023. 2. Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii Guvernului numărul 884 din 2004, cu modificările și completările ulterioare, valabile până în anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor și tarifelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile până în anul 2023. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Artă și Meserii Bacău în Școala Populară de Artă și Meserii Ion Ghelu de Stelnica Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Buhuș și Spitalul Profesor Dr. Eduarda Petrei Buhuș în vederea finanțării proiectului furnizare de echipamente medicale, instalare, punere în funcțiune, instruire personal și service în perioada de garanție, echipamente medicale specifice pentru BFT. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 20 de metri pătrați din zona drumului județean DG207G, situată în sat Letea Veche, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 117, comuna Letea Veche, din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Gridesa. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2938 metri pătrați din zona drumului județean DG241C, situat în comuna Roșior din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Gridesa. 8. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 248,5 metri pătrați din zona drumului județean DG119B, situat în sat Crihan, comuna Măgura din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Gridesa. 9. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uș și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 342 metri pătrați din zona drumului județene DG243B și DG252, situat în sat Parincea, comuna Parincea din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Gridesa. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăților contribuției anuale aferente anului 2023 la patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Bacău,
11. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 7 din 2023 și împotriva hotărârii Consiliului Județean numărul 8 din 2023 de către primarul Comunei Mănăstirea Cașin. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean valabil pentru anul, pentru perioada 1.1.2014 30.06.2019, aprobat pe hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 187 din 2012 cu modificările și completările ulterioare. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciilor sociale create, locuințe protejate și centre de zi prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectiv specific 4.15, reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, proiectele furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, cod mai smis 2014-126-479 Moinești, șanse egale pentru viață în comunitate, cod mai smis 2014-130-548 Tama și incluziune socială pentru servicii sociale în comunitate, cod mai smis 2014-130-549 Târgu Ogna și suport pentru vârstă independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități, cod mai smis 2014-130-550 Răcăciuni, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora. 15. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 278/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de evidența persoanelor Bacău cu modificările ulterioare. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor numărul 1 și numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 145/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău cu modificările ulterioare ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean, precum și reorganizarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Internațională OPROTEC 2023, organizată cu prilejul aniversării a 47 de ani de învățământ tehnic superior în Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modernizare și extindere furnizare echipamente noi pentru compartimentul de terapie intensivă neonatală din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență în vederea tratamentului adecvat pentru pacientul critic neonatal în vederea depunerea acestora spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Pilonul 5, componenta 12, Sănătate, Investiția 2, Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică 12.3, secții de terapie intensivă pentru noi născuți. 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Casa, având cod BC2MB00783, situat pe strada Ioniță Sandu Sturza, numărul 96, municipiul Bacău, județul Bacău, înscris în cartea funciară cu numărul 60279C1. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE COSUD SA și pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087 din 16.04.2018. 22. Proiect de hotărâre privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulată împotriva hotărârii Consiliului Județean numărul 27/2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare pentru reorganizare Regiei Autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău în societate comercială pe acțiuni. 23. Proiect de hotărâre
privind solicitarea de scoatere definitivă din Fondul Forestier Național a terenului în suprafață de 3.500 metri pătrați aflată în proprietatea publică a județului Bacău și la administrarea Consiliului Județean Bacău, fără compensare și cu exceptarea de la plata taxelor și a obligațiilor bănești în vederea realizării obiectivului de investiții, consolidare drum cu zid de sprijin DG252 Buhoci Bibirești, kilometru 121 plus 630, județul Bacău. 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în comisia de concurs la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 25. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 23/2023 privind completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 91/2020 privind aprobarea cofinanțării proiectului sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentației de atribuire pentru proiectul extinderea sistemului de management integrat al deșeului în județul Bacău în perioada 2020-2023 cu modificările ulterioare. 26. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 27/2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare privind reorganizarea regiei autonome a aeroportului internațional George Enescu Bacău în societate comercială pe acțiuni. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei autonome a aeroportului internațional George Enescu Bacău, numărul pe anul 2023 și estimări pentru 2024-2025. 28. Raport asupra eficienței activității de poliție la nivelul județului Bacău în anul 2022. 29. Planul strategic cuprinzând principale obiective, acțiuni și indicatori de performanță minimal privind serviciul polițienesc recomandate Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pe anul 2023. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? De asemenea, supun atenție noastră și la vot proiectul ordinii de zi suplimentare care este următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C Tătărești-Corbasca, kilometru 8 plus 022, 23 plus 088, județul Bacău, în cadrul PNRR, Programul Național de Dezvoltare Locală. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare, DG252C, Tătărești-Corbasca, kilometru 8 plus 22, 022, 23 plus 088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 78, per 2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru personal din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate sub ordinea acestuia cu modificările ulterioare. 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă din Fondul Forestier Național a terenului suprafață de 5.238, aflat în proprietatea publică a județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean, fără compensare și cu exceptare de la plată a taxelor și a obligațiilor urbănești în vederea realizării obiectului de investiții, modernizare DG206B, paravara 2, kilometru 4 plus 650, 10 plus 516. Raport asupra situației gestiunii bunurilor din domeniul public și a domeniului privat al UAT județul Bacău. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? De asemenea, am să trec la o a doua suplimentare a ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, Dalia, indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul
reabilitare, eficientizare energetică și extindere complex muzeal Iuliana Antonescu, strada Nicolae Titulescu, municipiul Bacău. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Aveți o abținere? Da. 3 abțineri, da? Da, mulțumesc. Haideți să consemnăm ca să... Poftim? Doamna... 31 pentru, 3 abțineri și online-ul? 32, 3 abțineri. Mulțumesc. Cu suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 32 voturi pentru și 3 abțineri. Trecem la al treilea proiect pe ordinea, la al treilea proiect suplimentar pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Asociația Împreună pentru Cleja pentru sprijinirea performanței echipei RoboKids. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Casa Corpului Didactic Grigore Tăbăcaru Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Participarea RoboKids Somușca la Campionatul Internațional de Robotică First Championship Houston, Texas, Statele Unite ale Americii. Supun la vot proiectul suplimentar. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri? Am să dau explicații. Abțineri, vă abțineți și aici. Foarte bine. Am să dau explicații de ce s-a suplimentat ordinea de zi. Pentru proiectele de la punctul 1 și 2, de pe proiectul ordine de zi suplimentare, urgența este motivată de necesitatea demarării cât mai rapidă a procedurilor de achiziție publică, astfel încât lucrările obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C, Tătăre și Corbasca, să poată fi finalizată în termen, să fie eliminate posibile întârzieri, întârzieri legate de semnarea contractului. De asemenea, totodată orice întârziere în implementarea proiectului determină creșteri ale valorii acestuia. Având în vedere că în aplicarea indicatorilor indicele de cost în construcție prevăzut la OG47/2022, la fiecare situație de plată conduce la majorarea prețului contractat. Pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 de pe proiectul ordine de zi suplimentare, urgența este motivată de faptul că prin dispoziție președintelui Consiliului Județean din numărul 154 din 2303/2023 și numărul 155/2303 s-a aprobat pentru vicepreședinții Consiliului Județean, respectiv domnul Gelu Panfil și domnul Constantin Scripăț, majorarea indemnizațiilor lunare pentru implementarea la nivelul UAT Bacău a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, conform legii, în funcție de care se va stabili nivelul maxim al salariului de bază aferent funcției de administrator public al județului Bacău. De asemenea, pentru proiectul de hotărâre înscris la punctul 4 de pe proiectul ordine de zi, suplimentar, menționăm că lucrările de execuție pentru modernizarea DG206B, paravara 2, kilometru 4+650, kilometru 10+516, trebuie finalizate până la finalul anului 2023, astfel încât în vederea completării și transmiterii documentației către Garda Forestieră Suceava pentru obținerea avizului de scoatere definitivă a suprafeței de 5238, având categoria de folosință pădure, și este necesar ca acest proiect să fie aprobat în regim de urgență. Pentru proiectul de hotărâre înscris pe al doilea proiect al ordinii de zi suplimentare, menționăm că aprobarea în regim de urgență a indicatorilor tehnico-economice aferenți investițiilor de finanțare este asigurată prin PNRR și este motivată de solicitarea formulată de către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice a Administrației, coordonatorul investițiilor prin PNRR. Și aici mă refer la muzeu, ca să fim mai exacti, unde v-ați abținut dumneavoastră. Referitor la proiectul pentru... O să aveți momentul să vorbiți când e cazul. Referitor la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Asociația Împreună pentru Cleja, pentru sprijinirea performanței echipei RoboKids, întrucât acesta a fost depus după stabilirea și publicarea proiectului ordin de zi, chiar și dacă inițiativa nu are motivare de urgență, având în vedere că evenimentul
va avea loc în perioada 19-22 aprilie și întrucât există obligativitatea supunerii aprobării inițiativei, se impune supunerea la vot. Referitor la proiectul privind asocierea județului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Casa Corpului Didactic Grigore Tăbăcaru pentru organizarea și desfășurarea proiectului, participarea RoboKids Somușca la Campionatul Internațional de Robotică First Championships Houston, Texas, Statele Unite ale Americii, luând în considerare că evenimentul va avea loc în perioada 19-22 și activitățile care sunt necesare a fi desfășurate, realizare în vederea participării, apreciem că este necesară adoptarea proiectului propus în regim de urgență. Ca atare, am supus la vot proiectele ordinii de zi, au fost de suplimentare, au fost aprobate. La punctul 1 dau cuvântul doamnei Elena Cătălina Zara. Vă mulțumesc, domnule președinte. Potrivit prevederilor codului administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrative Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 28 februarie 2023. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Online. Mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat. De asemenea, dau în continuare cuvântul doamnei secretar general. Vă rog. În exercitarea funcției, consilierul județean aflat în una dintre situațiile de conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior acestui anunț, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cuvorumul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Vă rog să vă pronunțați. Domnul vicepreședinte. Nu voi participa la vot la punctul 12 de pe ordinea de zi. Domnul consilier județean Bârzu. Da, nu voi participa la vot și la dezbatere la proiectul numărul 10 legat de Crucea Roșie Bacău, fiind vicepreședinte la Crucea Roșie, nu voi participa la dezbatere. Mulțumesc. La vot. Doamna doctor, vă rog, doamna consilier județean. Tot la punctul 10, da? Mai avem? Nu. Mulțumesc. Da, vă rog, domnul. Cred că cei doi vicepreședinți nu trebuie să participe la vot nici la punctul 3, ăla cu salariile. Poate puteți să-mi puteți. Asta e vorba. Deci, dați-mi voi să vă spun că nu e vorba de dânsii, e vorba de administratorul public. Da? Adică, dacă s-au luat de gradul 1 și din ce știu eu, sau 2 sau 3, încă nu s-au... Doar cu metri. Nici cu scriu. Da. Așa cum v-am anunțat la începutul ședinței, pentru operativitate, eu am să dau citire titlului proiectului, dacă sunteți un pic atenți, și vă rog să faceți intervenții, sau dacă aveți intervenții, dacă nu trecem direct la vot, da? Punctul 2 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii redevenților anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii Guvernului numărul 884/2004 cu modificările și completările ulterioare valabile în anul 2023. Vă rog, domnul consilier județean. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, stimați invitați, zilele acestea eu primonești fiind, o trebuie să merg un pic și prin piață. Așa e, când sunt acasă, soția mă trimite la cumpărături. Cred că Daniela ne poate spune foarte bine ce se întâmplă astăzi în piață. Domnul consilier, îmi cer scuze că intervin, chiar cu respect vă spun.
Vă referiți la proiect, da? Da. Am înțeles. Absolut. Cred că Daniela ne poate spune astăzi ce se întâmplă în piață. Și nemulțumirea celor care vin să cumpere pentru creșterea de prețuri. Și eu vă spun ca un om care face politică de mult. Această politică nu face altceva decât să crească extremismul. Și cred că nu-l doriți niciunul, că de bine de rău aici în Consiliul Județean suntem partide frecventate. Astăzi văd pe ordinea de zi, chiar pe primele două puncte, o creștere de taxe și impozite. Nu se crește. Eu nu sunt împotriva creșterii când sunt motivat. Când și situația economică o permite. Dar dacă mergem în piață, vedem clar că situația economică nu o permite. De-aia dați-mi voie una, să votez împotrivă. Doi, referitor la motivație, aș vrea ca toate motivările care vin pentru creșteri de taxe și impozite să aibă în spate un calcul foarte bine făcut. Și vă spun, nu-mi place chestia când se vine într-o ședință și la buget e la fel. Știți, inflația. Știți că trebuie să mărim impozitele cu tare datorită faptului că s-au scumpit nu știu ce. Nu. Întotdeauna în spate trebuie să existe un calcul, cum să mai spune management, un buget cu bază zero sau impozite cu bază zero, care să arate foarte clar că noi creștem o taxă și impozit, ce fel de servicii și ce fel de asistență acordăm celor care le crește. Totodată vreau să vă mai spun un lucru. Deci pentru următoarea perioadă, deoarece România și trece printr-o perioadă de criză foarte mare, și o simțiți și dumneavoastră, și în buzunar, și când mergeți la bunici. E cineva care... Da. Da. Mulțumesc. În această perioadă, eu mi-asum dreptul de a nu mai vota nicio creștere de taxă și impozit, decât dacă vor fi foarte, foarte bine motivate. Pe de altă parte, am dat și un semnal foarte bun mediului de afaceri, instituțiilor, oamenilor simpli, când noi, consilierii județeni, luăm o astfel de decizie. Ar vrea să mai spun două aspecte. Am fost în Ungaria. Să știți că acolo prețurile au luat o rază. Situația e foarte complicată. Dar lumea e liniștită. Și mi-au spus, și eu am întrebat, dar cum rezistați? Domne, politicienii roștri reușesc să ne explice prin ce momente trece. De aia, eu zic, și noi trebuie să facem același lucru. Mai mult, am observat că tot astăzi, pe ordinea de zi, este o hotărâre, și vorbesc acum ca să voi vorbesc atunci, prin care creștem niște salarii. Iarăși, eu nu sunt împotriva creșterii salarii motivate. Dar pe de altă parte, dacă vom da drumul la hotărârile astea prin care creștem taxele și impozite și totodată creștem salariile, vom, cred că rămâne în analele ședințelor de Consiliu Județene cu sintagma că cei care ne-au crescut taxele și impozitele care, ca să-și dea salarii. Eu vă mulțumesc și aștept. Haideți să vă răspund eu, dacă îmi permiteți, domnul Consiliu Județean. Apropo de fundamentare, cred că n-ați citit hotărârea. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați prezentat pe unde mergeți noastră, prin piață și prin Ungaria, ceea ce înseamnă că sunteți ok din punct de vedere financiar, nu aveți de ce să vă plângeți. Dar să citim referatul de aprobare și pe ce este justificat. Nivelul ratei dobânzii de referință stabilit de Banca Națională a României, conform circularei numărul 1 din 10-2023, din 10 ianuarie 2023, publicată în Monitor Oficial. Deci, raportându-ne la cei 7% pe an, este un efect al legii. Nu neapărat o dorință a noastră. Asta e un aspect. Al doilea aspect. Presupun că v-ați referit și la, ați zis, creștere. Și la al doilea proiect care urmează să-l supun aprobării.
să știți că acolo e scădere. Deci ca atare eu o să rog și o să vă rog, înainte de a lua cuvântul sau de a spune ceva despre un proiect, să-l citiți bine și să vedeți că unul este ca efect al legii, al doilea este în urma unei analize care nu s-a mai făcut din 2006 pe ceea ce înseamnă închirieri și concesionări și care s-a făcut în baza unei expertize care, ce să vezi, pe alocuri a scăzut prețurile și nu le-a crescut. În ultimul rând, referitor la ceea ce ați referit, ca să nu mai facem discuție dacă tot v-ați referit și la alt punct de pe ordinea de zi, este iar efectul legii. Să știți. Este iar efectul legii. Nu este o hotărâre a Consiliului Județean care se dă în baza dorinței consilierilor județeni sau dorinței vicepreședinților sau președintelui. Este un efect al legii. Și o știți foarte bine că e vorba de PNRR. Nu știu dacă ați avut curiozitatea, înainte de a vă pronunța, să vedeți câte proiecte le administrează Consiliul Județean pe PNRR. Vă mulțumesc, supun la vot proiectul de hotărâre la punctul 2. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Patru voturi împotrivă. Cinci? Cine mai e? Toți cinci. Bravo, felicitări. Deci cu un total de 31 de voturi, nu? Ci nu, 30. Da, 30. 30 dintre care 5 voturi împotrivă. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă hotărârea privind indexarea taxelor și tarifelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabil în anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci cu un total de 30 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, proiectul de la punctul 3 a fost aprobat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii școlii populare de artă și meserii Bacău în școala populară de artă și meserii Ioan Ghelu de Stelnica. Avem în sală pe domnul Ghelu. Aș dori să vorbească câteva minute, să prezinte, ținând cont de faptul că este urmașul. Deci anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui. A fost un om important, așa cum reflectă media, pentru, nu doar pentru orașul nostru, ci și pentru județ și desigur pentru țară, pe domeniul cultural. Și atunci nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc pentru această propunere și să mă înclin mâna pe inimă în fața dumneavoastră. Stimați colegi, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc și eu. Îl felicit încă o dată pe domnul Ghelu și să sperăm că ne vom revedea și în alt context. Evocat de domnul Ghelu de anul trecut de 100 de ani, întârzierea e din partea noastră, să știți. A trebuit să treacă și pe la Consiliul Local, mulțumindu-le, desigur, și domnilor consilieri locali și atunci
na, aceste termene au trecut respectate. Încă o dată vă mulțumesc mult de tot și permiteți-mi să mă retrag în cuvânt. Vă mulțumesc și eu. Vă zi bună. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Buhu și Spitalul Profesor Dr. Eduard Petre Buhuș în vederea finanțării proiectului furnizare de echipamente medicale, instalare, punere în funcțiune, instruire, personal și servicii în perioada de garanție, echipamente medicale specifice pentru BFT. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate și online, da? Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului, suprafață de 20 de metri pătrați, din zona drumului județean DG207G, situat în sat Letea Veche, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 117, comuna Letea Veche din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău în favoarea SC Delgas Gride SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2938 din zona drumului județean DG241C, situat în comuna Roșior din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău în favoarea SC Delgas Gride SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu număr de 34 de voturi, ca să se specifice. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 248,5 metri pătrați din zona drumului județean DG119B, situat în sat Crihan, comuna Măgura din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în administrare Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 342 de metri pătrați din zona drumului județene DG243B și DG252, situat în sat Parincea, comuna Parincea din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea și în administrarea Serviciului de public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Gride SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății contribuției anuale aferente anului 2023 în patrimoniul Societății Naționale de Cruci Roșii din România, filiala Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu se calculează la vot. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva hotărârii Consiliului Județean numărul 7 și împotriva hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 8 de către primarul Comunei Mănăstirea Cașa. Dacă sunt intervenții... Președinte, grupul liberal vrea să intervină. În mod normal, după hotărârea numărul 42 de luna trecută, când a fost respinsă plângerea primarilor comunilor Hemeiu și Luizii Călugăra și
Măgura. Ar fi trebuit să nu mai apară o nouă plângere, pentru că știe, s-ar fi presupus că se știe rezultatul. Dar ne-am zis că poate într-o lună de zile trec emoțiile și vine gândul cel bun și vor beneficia și cetățenii din comunele care sunt administrate de primari liberali de finanțări care să le permită să aibă un nivel de trai mai ridicat. De aceea a apărut această plângere prealabilă în ideea de a corecta acea nedreptate care s-a făcut cetățenilor din primăriile administrate de primari liberali. Ca atare, noi credem că această plângere prealabilă ar trebui acceptată, adoptată și reparată într-un fel nedreptatea făcută. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Eu ca să elimin... De ce respingem această plângere? Am să vă citesc din hotărârea instanței, care spune în felul următor. Repartizarea ține de argumente legate de oportunitatea efectuării unor investiții, cu alocarea corespunzătoare a veniturilor pentru acestea, de prioritizarea investițiilor și proporționalitatea repartizării sumelor de bani, iar oportunitatea adoptării unor măsuri și efectuării unor investiții nu poate fi cenzurată de instanță în cadrul contenciosului, obiectiv care este limitat de considerente de nelegalitate. De asemenea, a aprecia altfel ar însemna că instanțele să le fie recunoscute atribuții ținând de modalitatea de repartizare a veniturilor bugetare în raport de criterii de oportunitate. Prin urmare, am să vă citesc, nu o să vă citesc toată motivarea, dar vă spun așa. Prin urmare, nu se poate reține că pentru astfel de repartizare s-a fi comis un exces de putere, o astfel de apreciere în repartizarea sumelor, înscriindu-se în limitele principiului constituțional al autonomiei unităților administrativ-teritoriale, care se aplică și în domeniul bugetului, conform articolului 87, alineatul 3, din OG 57/2019, din codul administrativ. Ăsta este acest motivul și nu numai, pentru că de fiecare dată și la celelalte două plângeri nu am avut la îndemână această hotărâre prin care Consiliul Județean a câștigat. S-a pus în temă doar hotărârea de la drumul județene pe privire repartizarea, fără să se explice de ce s-a respins și de ce am pierdut în instanță. Vă spun de ce am pierdut în instanță, pentru că nu s-a respectat o procedură. Nu s-a respectat procedura consultării primarilor în funcție de lungime și de starea drumurilor. Așa a reținut instanța, mi se pare corect să vă spun și noastră, în așa fel încât să votați în consecință. Deci dacă nu mai sunt, vă rog, domnul consilier județean. Domnul președinte, nici Uniunea Salvării Naționale nu votează acest drept discreționar și nedrept asupra primarilor, da, care nu sunt la putere. Da, mulțumesc frumos, domnul. Asta tocmai v-am citit că nu-i discreționar, dar dumneavoastră faceți justiția în țara românească. În majoritate, până la urmă. Da. Supun la vot... Dacă o secundă. Deci înțeleg din argumentele dumneavoastră că nu este oportun ca cetățenii din comunele administrate de primar liberal să beneficieze de finanțări pe proiectele locale. Ați înțeles perfect invers, dar nu mă miră. Ați spus dumneavoastră oportunitate. Deci, nu. Ați înțeles invers, dar nu mă miră. Să știți că nu cred că reușiți să înțelegeți o hotărâre judecătorească. Vă mulțumesc, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Cât 20 pentru, 15 împotriva. Da? Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea programului de transport public de persoane
pentru servicii regulate în trafic județean valabil pentru perioada 1.1.2014-30.06.2019, aprobat pe hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 187/2012 cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Online? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării serviciilor sociale create, locuințe protejate și centre de zi pentru, prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4, incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectiv specific 4-15, reducerea numărului persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, proiecte furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, cod MySmith 2014, 126.479 Moinești, șanse egale pentru viața în comunitate, cod MySmith 2014, 130.548 Tamaș, incluziunea socială pentru servicii sociale în comunitate, cod MySmith 2014, 130.549 Târgu Ogna și suport pentru viață independentă în comunitate persoanelor cu dizabilități, cod MySmith 2014, 130.550 Crăciun, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora. Aferente acestora. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 15 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 35 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 278/2019 privind aprobarea și organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău cu modificările ulterioare. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 145/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău cu modificările ulterioare ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău, precum și reorganizarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Online. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Supun la vot, vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Internațională OPROTEC 2023, organizată cu prilejul aniversării a 47 de ani de învățământ tehnic superior în Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumim,
acordat până acum Universității și Mencioci Facultății de Inginerie. Anul acesta se împătorim 47 de ani de Universitate de Învățământ Superior de Ultra Bacău, prilejul cu care organizăm o tradițională conferință utilizarea proiectării constructive și tehnologice în construcția de mașini, manifestare prin care ne propunem să diseminăm rezultatele activității de cercetare în domeniul tehnic, desfășurate la nivel local, național și internațional, pentru că manifestarea este organizată la nivel internațional. Ne propunem să promovăm activitatea de cercetare desfășurată în Bacău, nu doar de noi, ca de didactice din Universitate și din Facultatea de Inginerie, ci și din activitatea desfășurată de agenții economici, partenerii noștri. Totodată ne dorim și sper că am reușit de-a lungul timpului să creștem vizibilitatea județului Bacău și să promovăm județul Bacău nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional, fie prin invitații pe care i-am avut, fie prin stagiile desfășurate de studenții internaționali pe care le avem informale la noi în Universitate. Vă mulțumim foarte mult, vă așteptăm la Universitatea Vasile Alexandru din Bacău oricând și dacă îmi dați voie să ne reprezint, pentru că și mai avem ședințe de Consiliu care urmează să înceapă. Vă mulțumim foarte mult! Da, mulțumesc frumos și eu și știți foarte bine că toți consilierii județeni, inclusiv cu aparatul din cadrul Consiliului Județean, inclusiv eu, suntem aproape de Universitate pentru că dumneavoastră aduceți plusvaloare județului și chiar o facem cu bucurie de fiecare dată să vă putem ajuta atunci când ne solicitați sprijinul. Vă mulțumesc și o zi plăcută! Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de modernizare și proiectului modernizare, extinderea și furnizarea de echipamente noi pentru compartimentul de terapie intensivă neonatală din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea transmiterii tratamentului adecvat pentru pacientul critic neonatal, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 5, componenta 12, sănătate, investiție a 2, dezvoltare infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică 12.3, secții de terapie intensivă pentru noi născuți. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Da, în unanimitate vreau doar să fac o singură precizare. Noi am trecut 35 de voturi, dar am votat și eu, că am dreptul de vot. Ca atare sunt 36. Pentru toate proiectele care... Da? Da? Am făcut referirea ca să se consemneze să nu avem... Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului casă, având cod Bacău 2M B00783, situat pe strada Ioniță Sturza, numărul 96, municipiul Bacău, județul Bacău, scris în cartea funciară cu numărul 60279C1. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog dacă aveți intervenții, domnul consilier județean. Domnule președinte, recunosc că nu am citit acest proiect. Dar hai să-l citim împreună. Dar aș vrea să chiar să întreb așa, dacă vin la noi tot felul de hotărâri de astea în care scrie cumpărarea imobilului casă, la un moment dat putem cumpăra și orice casă de prin Bacău. Dacă puteți să-l, sau personal tehnic, să-l dezvolte un pic acest. Da, haideți să vă spun. Este...
După cum ați văzut, după numărul de identificare din titlu, vedeți că are un cod de identificare care ține de monument. Evident că, fiind un monument, nu toate casele se vând prin noi sau vin la noi cu drept de preemțiune. Doar alea care sunt, reprezintă ceva pentru municipiu sau pentru județ. Noi ne-am declinat acest lucru, dreptul de preemțiune, pentru că considerăm pentru județ nu este reprezentativ să putem să ne manifestăm dreptul de preemțiune să-l cumpărăm. Plus că e pe raza municipiului Bacău, iar ținând cont că este un monument istoric, poate fi o oportunitate pentru municipiul Bacău și vrem să dăm această șansă municipalității să-și manifeste dreptul de preemțiune pentru cumpărarea acestui imobil, dacă consideră că e necesar și oportun. Ca să subliniez pe acest lucru, că noi de aici ne întâlnim, să vedem dacă suntem oportuni sau nu pe un anume proiect sau la modul la care s-a prezentat până acum. Să știți, domnul consilier județean, noi am prezentat de fiecare dată când a fost interes pentru județ, ne-am manifestat interesul și am supus. Cum a fost Castelul Ghica, care are o reprezentativitate pentru județ. Dar casa, denumită pur și simplu casă, este monument istoric, este o procedură legală să fie supus la vot în plenul Consiliului Județean pentru a ne manifesta dreptul de preemțiune. Am considerat oportun să nu ne-l manifestăm și să dăm posibilitatea municipiului să-și prezinte acest drept de preemțiune. A stat cineva acolo sau are vreo anumit... Noi doar cine monument pus... istoric, nu știu să vă spun din istoricul acestui, probabil are o istorie, altfel nu devenea monument istoric. Eu cred că e vorba doar de arhitectură. Și de faptul că reprezintă o anumită perioadă din istoricul nostru. Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Nu, mă scuzați. Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor operatorului SCE Ecosud SA pentru aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău numărul 1078 per 1087 din 16.04.2018. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate împotriva hotărârii Consiliului Județean numărul 27 pentru aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare pentru reorganizare Regia Autonomie a Aeroportului Internațional George Ionescu Bacău în societate comercială pe acțiuni. Dacă sunt intervenții pe acest proiect? Vă rog, domnul consilier județean. E o premieră în Consiliul Județean. În parte, vedem noi că se acceptă o plângere prealabilă, se admite o plângere prealabilă. Dar nu e suficient. Ea trebuie admisă în totalitate, pentru că nu se schimbă cu nimic admiterea în parte. E o încercare de a drege busuiocul, așa ca să nu fim în culpă. În realitate, vom vedea și la proiectul 26 care urmează, avem de-a face cu aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Lipsește acel obiect al proiectului de hotărâre, adică reorganizarea regiei autonome. A încercat domnul președinte, încă de la proiectul inițial, să spună că serviciile de consultanță sunt pentru a transforma societatea în societate pe acțiuni, dar nu. Noi am avut, înainte de aceasta, am avut un raport de audit, am avut un audit pe management, care, așa cum a declarat în spațiu public domnul președinte, a recomandat transformarea, reorganizarea regiei autonome.
Așadar, după acel raport de audit, domnul președinte trebuia să vină în fața plenului, care e singurul abilitat, singurul care are atribuții în acest sens, și să ceară reorganizarea, să aprobăm reorganizarea. Noi, plenul, puteam să ne pronunțăm, da, suntem de acord cu reorganizarea, ne însușim acea recomandare a firmei care a făcut auditul, sau nu. Apoi, după ce acceptam această recomandare, urma să decidem care din forme este cea pe care o propune, o acceptăm noi ca și Fond de Liberare, Societate pe Acțiuni, Societate cu Răspundere Limitară. Așadar, nici prin această încercare, deci de a admite în parte și a schimba titlul hotărârii, nu schimbăm, nu rezolvăm problema. Noi cerem ca această plângere prealabilă să fie adoptată și să urmeze un proiect de hotărâre prin care să ni se propună reorganizarea regiei autonome a aeroportului, să ni se prezinte în măsura în care se poate, pentru că atunci s-a pretins că este confidențial raportul firmei de audit, și apoi noi să decidem, reorganizăm sau nu reorganizăm, în ce formă reorganizăm. După ce adoptăm această formă în care se reorganizează regia autonomă, achiziționăm și serviciile de transformare. Societatea de consultanță juridică nu se poate pronunța pe management. Ea se pronunță pe tehnica transformării societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată. În concluzie, noi respingem această admitere în parte și cerem ca să fie admisă în totalitate plângerea de prealabilă. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Deci, tocmai pentru a evita anumite confuzii, am spus și în ședința anterioară, poate exista, să zicem așa, la o citire superficială, cum o văd că se perpetuează și astăzi, poate exista o interpretare. Noi am spus în felul următor, aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean ne-a propus admiterea în parte sub ce formă? Sub forma clarificării, într-un fel în care să răspundem solicitării noastre mai explicit. Așa cum am spus și în ședința anterioară și vă citesc din, și din memorie și din procesul verbal aprobat, am spus că nu se pune problema supunere la vot a reorganizării sau nu, ci se supune la vot acceptarea de către noastră a unei firme de consultanță care să ne ofere mai variantele în care se poate transforma regia autonomă într-o societate pe acțiuni, într-un SRL, într-o formă de organizare care să fie scalabilă, care să fie activitatea aeroportului, să fie măsurabilă. Asta ne dorim cu toții, dar ne facem că nu vedem. Știți foarte bine că nu am supus la vot, sub nicio formă, reorganizarea aeroportului. Abia după ce se analizează activele, pasivele, tot ce înseamnă aeroportul internațional, ținând cont de faptul că am și spus și data trecută, aeroportul internațional, regia autonomă, nu înseamnă că noi avem toată cunoștința prin care să putem transforma sau să putem duce acest aeroport într-o anumită zonă de profitabilitate. Ca atare așteptăm din partea consultanții, de asta am și propus, propuneri, variante prin care se reorganizează acest aeroport, cu care voi veni în fața dumneavoastră pentru a fi aprobate. E o treabă foarte simplă și fără a fi interpretabilă. Evident că atunci ar trebui să facem în felul următor. Vă dau un exemplu simplu. Aparatul de specialitate a Consiliului Județean, Direcția Juridică, vine și vă propune dumneavoastră un anume proiect. Pentru că e aparat de specialitate. Îl supunem la vot, dumneavoastră sunteți de acord sau nu sunteți de acord. Acum ce facem? Luăm o firmă din afară, care e specializată pe reorganizări de aeroporturi și vă spun că nu este foarte simplu, nu e o treabă simplă la îndemâna oricui,
Și după ce se analizează de această societate de consultanță, venim în fața noastră cu propunerile concrete de reorganizare. Nu e nimic complicat, modificarea în titlu se referă doar pentru a clarifica și pentru a puncta mult mai clar să nu existe o interpretare atât din partea noastră sau din partea altor instanțe de judecat. Dar asta e ca să ne arătăm buna credință și să fim extrem de transparenți. Pentru că puteam să mergem înainte, știți foarte bine că în urma analizei făcute de cei care ne-au recomandat auditul făcut la nivelul aeroportului, nu au venit, ei ne-au propus o formă de organizare, dar fără să intre în amănunt. Au venit, da, se poate reorganiza de regie autonomă în societate pe acțiuni sau SRL, dar modul cum se face, pașii care trebuie urmați și beneficiile sau nu acestei transformări, să știți că nu o putem da nici noi și nici, să zicem, chiar nici aparatul nostru de specialitate, că puteam să vină în fața noastră cu o propunere din partea aparatului de specialitate, o transformăm, dar în ce? Care este? Ce este mai profitabil? SRL? ESA? O altă formă de organizare? Cum stabilim, cum facem să fie scalabilă activitatea aeroportului? Cum o punem în operă? Cum facem? Pentru că noi avem acolo, știți foarte bine, fonduri europene, care s-au investit 75 de milioane de euro investiți în aeroport. Cum facem să nu încălcăm legea? Stabilim deodată că facem din regie autonomă în ESA și ne trezim că am încălcat legea. Acolo e vorba de Consiliul Concurenței, e vorba de aprobările date de către Ministerul Transporturilor, dacă le dă sau nu. Nu putem să facem pe genunchi și de asta cred că o analiză temeinică pe cum trebuie făcut și care sunt avantajele transformării într-o regie, într-o societate pe acțiuni sau într-un SRL sau oricare altă formă de organizare, cred că este benefic pentru noi să fie făcut de o firmă de consultanță specializată în acest lucru. Ca atare, dacă nu mai sunt alte, vă rog, domnul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Referitor la aeroportul George Enescu din Bacău, dați-mi voie să vă spun că este poate cel mai ferbinte cartof pe care îl are la ora actuală Consiliul Județean în mână. Și eu știți bine că m-am exprimat și negativ și pozitiv față de ce se întâmplă la aeroportul Bacău, dar eu cred că de fiecare dată obiectiv. Referitor la viitor, eu chiar îi văd un viitor destul de sumbru datorită pieții, nu accept. Mă gândesc așa cu frică în momentul când se va da drumul și mai sunt câteva luni la aeroportul din Brașov, ăla o să, pur și simplu, o să sugă toată Valea Trotșului spre Brașov. Deci lucrurile sunt foarte complicate acolo, dar astăzi trebuie să-i dau dreptate domnului președinte, celor care au făcut acest proiect, pentru că de pe poziția mea de demnitar știu bine că când vorbim astăzi de legislație, și mai ales de asta internațională, aeroportul Bacău are tot felul de probleme internaționale. Ai nevoie de o asistență juridică foarte serioasă. Altfel te duci acolo, dacă n-ai în spate o expertiză juridică foarte, foarte bună, să știți că te duci acolo și în câteva luni pleci legat. De-aia dați-mi voie să fiu pentru acest proiect și pentru a avea alături de echipa de management care o ați ales-o, pe care știți bine că eu n-am votat-o, să avem experți în materie de legal cu expertiză internațională foarte mare. Este cel mai mare, repet, cel mai ferbinte cartof. Domnul președinte nu spune, dar eu sunt bun și din alte informații care le-am, nu știe cum să scape de el. Iar și această propunere care o face, de fapt asta vrea, să scape de acest cartof care, e vorba între noi,
a fost gestionat de PSD timp de 10-15 ani, nu știu, cred că din când e aeroportul. Dați-mi voie să vă votez proiectul și să aduceți specialiști cât mai buni și vă doresc să scăpați, că altfel lucrurile pot fi destul de negre, poate pentru toți, nu numai pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consilier județean, vă felicit pentru prima intervenție, vă corectez pentru partea a doua. Vă asigur, stimați colegi, și o spun pentru că tocmai mi-a ridicat mingea la fileu domnul consilier județean când a spus că vreau să scăp de aeroportul din Bacău. Acest cartof fierbinte, care îl recunosc că este un cartof fierbinte, este un cartof fierbinte pentru oricare dintre noi, oricine ar fi la conducerea aeroportului, nu ar putea spune că e o situație favorabilă, dar tocmai asta vreau să vă asigur, domnul consilier județean și stimați consilier județean, că sub nicio formă nu o să scăp de acest cartof fierbinte. Nu o să mă derobez de această activitate, din contră, sprijin 100% activitățile de pe aeroport, nu o să le pasez pe altcineva, îmi asum orice decizie luată pe aeroportul din Bacău, tocmai pentru faptul că sunt un om responsabil și nu încerc să pasez problema în altă parte. Aici informațiile noastre au dat greș. O să vedeți că de-a lungul timpului anumite lucruri care se fac la aeroport și deja au început, deși e o perioadă nefavorabilă, ați văzut deschiderea unei alte rute extrem de profitabile, Roma, cu 3 deplasări pe săptămână. O să vedeți că undeva pe data de 30, cred, o să avem o conferință de presă cu invitați oameni de afaceri, inclusiv turoperatorii, și cu Air Italia, care vine să semneze contract, care până acum nu a avut contract semnat cu Bacău, ci a operat ocazional. Și încercăm ușor, ușor, împreună, să scoatem aeroportul în această perioadă destul de grea, care e vorba de piața, într-adevăr, a aeroportoară, să scoatem aeroportul din acest marasm. Eu mă bazez pe faptul, chiar dacă dumneavoastră nu ați votat conducerea aeroportului actuală, o să rămâneți surprins să vedeți că ați făcut o greșeală. Și să vedeți că cel care a venit la conducerea aeroportului abordează într-un mod profesionist și este extrem de cunoscut la nivelul acestui domeniu aviației, care este extrem, extrem de sensibil, dar în același timp și o castă foarte închisă. Eu nu-mi rămâne decât să dovedesc prin ceea ce fac, ceea ce spun. Așa că mai vreți o intervenție? Nu, vreau doar așa să vă spun că, să știți, domn președinte, că nu vă lasă PSD-ul să scăpați de el. Nu mă lasă PSD-ul, evident. Normal. Dacă aș avea altă voință decât a PSD-ului, să știți că mi-ați dat demisia acum. Dacă aș avea altă opțiune, în sensul în care o spuneți noastră. Deci eu mi-asum și merg în aceeași linie, așa cum mergeți noastră în direcția PMP-ului. Nu ne asumăm ceea ce facem, pentru că nu suntem veniți din spuma mării și ne credem că suntem cavalerii dreptății. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Împotrivă? Vă rog să numărați. Abține, da? Domnule, am înțeles. Nu. Deci, haideți, mai anunțați o dată ca să nu avem dubii.
24 pentru, 2 abțineri și 9 împotrivă. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă din Fondul Forestier Național a terenului în suprafață de 3.500 metri pătrați. Da. Totuși aș vrea să mai știu o dată votul dinaintea proiectului, pentru că eu nu am votat în... da. Nici într-un fel. Nici pentru... Nici vă rog să mai revenim. Haideți să... Adică ar trebui să știm exact fiecare cum votează. Nu mai pot dat, domnule. De important. Nu s-a ține. Adică n-am spus eu, da? Da? Vă abțineți. Deci haideți să mai repetăm o dată votul, domnule, îmi cer scuze. Deci cine este pentru? S-a numărat? Voturi împotrivă? Trebuie să fie nou. Abțineri? 3 abțineri, da? Ca să nu mai avem ăsta, recapitulați câte sunt pentru, câte sunt împotrivă și câte abțineri. 3 abțineri. N-ai cum să ai 24 pentru. Sunt 23 pentru, 3 pentru că abțineri, o numără să se pică. E ok? Ah, da, așa. 24. Cred că a fost adoptat. Trecem la următoarea. Proiectul de hotărâre a fost adoptat așa cum da. Trecem la punctul 23. Proiectul de hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă din Fondul Forestier Național a terenului suprafață de 3.500 metri pătrați, aflată în proprietarea publică a județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău, fără compensare și cu exceptarea de la plata taxelor și a obligațiilor bănești în vederea realizării obiectivului de investiții, consolidare drum cu zid de sprijin, DG252 Buhoci-Pipirești, kilometrul 121 plus 630, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, vă mulțumesc. Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în comisia de concurs la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Aici o să avem vot secret. O să cer pe fiecare grup să-și desemneze câte un reprezentant. Poftim? Ca să-i băgăm în sistem. Da. Haideți să facem în felul următor. Grupul PMP, aveți propuneri? Vă rog, domnul consilier județean. Domnule președinte, dragi colegi, o propunem pe Ștefana Popescu, iar ca motivație, ea, fiind și psiholog, eu cred că în această comisie este nevoie și de un psiholog. Are, de asemenea, am și întrebat-o, are activitate desfășurată de voluntariat pe acest domeniu. Eu cred că e persoana potrivită când se reprezinte Consiliul Județean în... ca reprezentant în această comisie. Mulțumesc! Da. Grupul Pro-România, ați consemnat? Propunerea. Doamna... ați consemnat propunerea? Da. Ok. Grupul Pro-România. Nu avem propuneri, domnule președinte. Mulțumesc. Grupul PNL. O propunere pe doamnă. Vă rog să repetați. Tina. Am înțeles.
Grupul USR. Mulțumim PMP-ului pentru susținerea colegii noastre de la USR. Propunerea este Ștefana Popescu-Gagiu, doamna consilieră, mulțumesc. Da, mulțumesc. Vă rog, ALDE. Deci să recapitulăm. Domnul, vă rog, la PSD. Din partea grupului PSD, domnul Vasile Budacă. Victorie. Mulțumesc. Da. Deci, recapitulăm. Ștefana Popescu, Cristina Cristina. Ștefana Popescu, PMP. PMP și USR. PNL, doamna Cristina. Doamna Cristina Tina. Așa, PNL. Și domnul Budacă. Trei propuneri. Îi supunem în bloc? Suntem, da, în bloc, numai că suntem 21 înscriși să mai... Conectați-vă, fraților. Stați așa un pic să ne conectăm cu toții, că nu mă o secundă. Vă sun eu că sunt în ședințele Consiliului Județean. Eu ar vrea să întreb de ce nu folosim sistemul ăsta de vot. Care, domnul? Sistemul care este în fața noastră. Adică urnă sau ce? Nu, ăsta este absolut. Păi, dar cum trecem numele aici? Și ăla este, cred. Adică dacă punem pe fiecare în parte. Nu se poate decât cu bilețele sau deci, ori urnă. Exact. Și urnă nu se poate că avem o solicitare din ăla. Dacă era prezentat, nu câți avem online? Haideți să încercăm să fim cu toții ăsta ca să putem supune la vot să trecem. Avem 31 de... Cine nu s-a conectat? Este unanimizat, nu știu. Păi haideți să vedem la dumneavoastră. Vedeți unde sunt. Uite-o aici. Bă, da, se vede. Să vede pe panou cine e conectat și cine nu. Dacă își spune numele. Dar n-avem de ăștia. Da, uite, vă aud mai bine când sunteți să gândiți aici. Silviu, verifică un pic la noi cum stăm. Și cu online-ul? Domnul, păi, sunteți? Da, este mult. Nu, că ești? Este, domnul. Da? Teoretic ar trebui să fim 36. Suntem 34. Cum? 34. Da, da, știu, dar nu. 34. E cineva care nu-i conectat. Adică două persoane, nu-s conectate. Omul negru. Domn Marcel. A, dar dacă e de la opoziție, putem să nu. Nu e în opoziție cu puterea. Păi și... în opoziție. Cine mai... am depistat pe cineva. Domnul cine mai este? Domnul Olteanu. Păi... hai să dăm drumul la vot. Haideți, domnul Olteanu, intrați în... curaj. Să nu ne grebe. Domnul președinte, am și eu o întrebare, așa, până începe. Da. Oare cât din colegii noștri votează cu tableta aia care a dat dumneavoastră? Păi da, eu am ținut cont de ce mi-a zis domnul Nechita la un moment dat, la începutul mandatului, și am făcut ce mi-a zis, da.
Deci au fost retrase. Nu. Le are fi... Treabă domnul Vreme, care e cu telefonul. Care are telefonul, nu tableta, domnul Vreme. Da. Există, fiecare poate să voteze cu tableta sau să o facă ce o zis dânsul la un moment dat. Asta doar așa, am întrebat. Auziți, m-a întrebat ce am făcut cu tableta. Și eu zis, dacă mi-a zis dumneavoastră, mi-ați recomandat la început ceva, eu pot să vă contrazic. Păi, eventual să facem o urmă separată pentru că... Da? Suntem... Daniela, da? Dă drumul la sesiunea de vot. Cât suntem? Ok. Să vedeți ce afectează producătoarele. Da. Silvia, ai votat? Verificați. A votat toată lumea? Verificați la domnul Vasile Budacă, vă rog, Silviu Budacă, verificați. Și Vasile Pravăț. Cum? Avem 18 voturi pentru PSD, 10 PNL, 6 PNP. Cine n-a votat? Melinde și Budacă. Domnul Budacă se votează acum. Ați reușit? Cine nu și-a exprimat dreptul de vot, ca să ne înțelegem? Cum? Nu, stați așa un pic, cine nu și-a exprimat dreptul de vot? Domnul Melinte și domnul Budac. Păi mai dă o dată sesiunea de... Reluăm votul? Păi încercați să-i prindeți pe oamenii doi, ca să nu mai votăm noi încă o dată, că cine știe ce mai este. Problema de la noi, problema de la dumneavoastră. Reiau votul, da? Conectați-vă înapoi. Domn Vasile, du-te la omul și ajută-l. A? Domn președinte, eu zic, îi lăsăm să voteze așa, că... Știți cum să spun, că dreptul, secretul votului este un drept, nu obligat. Voi scrieți pe grup dacă nu puteți să votați. E același rezultat, dar ideea este pentru acuratețea informației. Deci reiau votul. Hai.
Se reia votul, da. Eu zic că să așteptăm să se conecteze toată lumea, că nu e conectată. Doamna Coșa, vă rog, spuneți-mi că... Am mai făcut așa. Pentru... să facem cu urna, cu bilețelul ăsta. De ce să reia votul, vă spun, din punct de vedere tehnic? Eu n-am primit nimic. Putem încerca. Chiar la dumneata, domnul Silviu Budacă? Da. A intrat Iulia? Da, stai lângă el să voteze pe boss. O votat? Acum n-am primit eu. A trei oare? Vă rog un pic de liniște. Verificați un pic, doamna. Vedeți, de-astea erau bune tabletele alea. Eu am votat. Nu, am intrat și acolo și zice că nu e, imediat ceva fi generat. Ei, nu. Da? Nu, Silviu, dă-o în pista, mă. Claudia? Era în... Da. Stăm mai bine sau trecem la hârtiuții? Domnul Scripăt și doamna Coșa. Dar doamna Coșa nu mai vrea să voteze. Da, dați-i acum. Da, hai, dați-i. Păi sunt. Uitați, păi cine vă, eu v-am zis că se repetă votul. Domnul Iene, ați votat? Da. Doamna Coșa, votați și noastră ca să fiți în... Nu mai vreți? Deci, faceți-mi rezumatul. Cinci voturi PNP, 12 voturi PNL, 19 voturi PSD. Deci, hai să ieșim din asta, că nu... Da, deci 19 voturi PSD, 12 PNL, PNL, 5 voturi PMP și UDMR. Ia adunați-l încă o dată. La Pro-România Unii. Ia. Anunțați rezultatul. Înseamnă că cineva a votat de două ori. Înseamnă că cineva a votat de două ori. Păi suntem 36. Da, dar
votat doamna. Eu nu am votat. Am votat prima oară, a doua oară nici m-am zis. Deci nu se poate să fie serenși așa. Să duce în... în haideți să depășim acest moment frumos din viața noastră. Doamna Marinescu, concentrați-vă un pic la subiect, totuși. Eu sunt foarte concentrată. Cineva a intrat de două ori și a votat. Cine? Nu am cum să-mi dau seama, pentru că e pot secret. Hai! Auziți? Da. Mulțumesc, ați avut o propunere extrem de constructivă. Vorbiți rar, dar bine. Nu, dar și prin noastră vă caracterizează loialitatea. Da, și prin noastră vă caracterizează loialitatea. Dacă tot vă caracterizează ironia, prin noastră vă caracterizează exact loialitatea. Nu. Sunteți insignifiant din punctul meu de vedere. Haideți să nu intrăm în alte. Dacă îmi caracterizează ironia... Ce faci, mama? Nu. N-are cum să votez de două. Doamna Marinescu. Putem să facem urna cu bilețele și gata? Eu vă fac urna, pregătesc amână, să pregătesc urna cu bilețele și am terminat povestea minutul 1. Deci trecem pe acest punct până se pregătește urna cu bilețele. Și doamna Marinescu, ocupați-vă de problema asta dacă nu vreți să... Doamna consilier, nu, atât timp cât avem un consilier care a solicitat să voteze online, atenție, păi unul înseamnă că știu cum votează, pentru că dacă mie îmi votează pentru, eu știu și nu mai e secret, înțelegeți? Așa că... Deci, pregătim urna cu bilețele și ăla votează. Nu. Vă devolăm pe colega. Dar trebuie să votez și eu online. Dreptul, trebuie să am votat toate proiectele până acum. Doamna Marinescu, haideți să mai dăm drumul la o votare. Nu se mai votează totul. Dar stați conectăm tot. Deci, conectați-vă și haideți să mai dăm drumul la o votare și vă rog să vă concentrați. Am votat din două ori, frate. Deci, mai bun. Din cauza votării care am votat la tablet. Da, din cauza. Dar văd că voștri care trebuie să voteze, nu sunt care eu. Deci am o rugăminte, dacă vreți să terminăm cât mai repede, dați, conectați-vă. Haideți, spuneți-vă. Nu. Dacă nu spuneți nimic. Deci mă auziți? Reluăm încă o dată? Conectați-vă. Conectați-vă. Îți conectați-vă. Îți conectați-vă, dar am văzut drumul. Până când nu-i toată lumea conectată, nu dau drumul la sesiune. Iulian, conectează-te. Iulian, conectează-te. Gata. Ok. Și atât. Ei, da, extraordinar, ce să zic, extraordinar. N-are nicio legătură una cu alta, domnul Boca, dar sunteți om serios, chiar, păi eu asta mă gândeam. Hai să ne concentrăm pe vot. Deci, încercați să nu mai mergeți pe zona asta de... Deci, Marinescu, asta e rămâne, dacă vreți... Domnule Chita, suntem conectați toți? Sunteți conectați? Totul e ok, da? Doamna Marinescu, sunteți conectați toți?
Da? Deci 36. Sunt 36? Tot la treabă. Dați drumul la, dați drumul la vot. Dar trebuie în sistem, atenție, IT-ul nu îl numărați. Dați drumul la sesiune și haideți să ne concentrăm pe subiect. Silviu, verifică la colegii noștri dacă au votat. Și la noastră. Ai votat? În rest nu mă mai interesează. Nu contează. Doamna Cușa, sunteți conectată sau nu? Domnul Șova, sunteți conectat? Perfect. Bine că suntem clar. O votat domnul Puzlaru. O intrat. Coșa. Bun. În rest, toată lumea a votat? Rezultat. 19. Rezultat. Așa, și acum... Da? 9 PNL, 19 PSD. Vă mulțumim pentru atenția. Proiectul a fost adoptat. Domnul Vasile Bogdan este... Ok. Vă mulțumesc că ați văzut rezultatele. Domnul Vasile Budacă este reprezentantul în Comisia de Examinare. Trecem mai departe. Punctul 25 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Județean numărul 23 din 2023 pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, ieșit din numărul 91/2020 pentru aprobarea cofinanțării proiectului sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentației de atribuire pentru proiectul extinderea sistemului de management integrat a deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Da. Deloc. Cum, online? Nu am înțeles. Dacă a votat, vă întreb. Vă rog să vă delocați. Așteptăm să delocheze și lumea, că nu poate să votez doamna Cer. Deci, haideți, stimați colegi, delogați-vă ca să vedem și voturile online. O parte da, o parte nu. Vedeți că ați delogat-o pe doamna Hârțescu, care trebuie să fie online. Bravo! Da. Domnul Olteanu, domnul Scripăț, domnul Șova, ieșiți din sesiune. Domnul Scripăț, ieșiți din sesiune. Gata. Și conectați-o pe doamna Hârțescu, dacă mai... Nu, a deconectat-o doamnă. Nu. Da.
Deci pentru proiectul de la punctul 25. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 27/2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare pentru reorganizarea regiei autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău în societatea comercială pe acțiuni. Conform hotărârii, am să detaliez, conform hotărârii numărul 27 din 31-3, a fost aprobată contractarea de servicii de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare pentru reorganizarea regiei autonome Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, societate comercială pe acțiuni. Intenția autorității executive a fost de a contracta servicii juridice de specialitate în vederea stabilirii modalităților, a condițiilor concrete, precum și a rezultatelor preconizate în cazul în care forul deliberativ hotărăște transformarea regiei autonome în oricare din formele de organizare prevăzute de lege, precum și a eventualelor demersuri în vederea efectuării propriu-zise a unei asemenea transformări. În cazul în care forul deliberativ aprobă modificarea formei de organizare, evident, contractarea de servicii juridice de specialitate reprezintă doar un pas premergător în sensul analizării posibilității și demarării formalităților în acest sens după aprobarea de către Consiliul Județean. Așadar, se impune modificarea articolului 1 din cuprinsul hotărârii Consiliului Județean numărul 27/2023, sens în care, în cuprinsul titlului și articolului 1, se va folosi sintagma aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță și asistență pentru identificarea soluțiilor de eficientizare a activității aeroportuare, asigurării formei optime de organizare a regiei autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, precum și a punerii în aplicare a hotărârilor adoptate, respectiv a măsurilor adoptate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnule președinte, da? Acum permiteți o intervenție. Cred că formularea servicii juridice care a fost frică în stadiu și nu rezolvă problema noastră, pentru că... Înțeles. Este vorba și de audit financiar, de audit de management. Cred că ar trebui să fie mai servicii de consultanță, servicii de specialitate. Că nu se pot pronunța juriștii, cred eu, totuși, privind soluții de eficientizare economică. Pentru toate, că e firmă specializată, așa ceva. Deci, repet încă o dată. Că scrie și consultanță juridică, asta nu se nu exclude că nu e și consultanță economică. Sau tehnică. Pentru că deci așa cum reiese din formulare, spune identificarea unor soluții. Poate fi economice, poate fi de altă natură. Tehnice. Așa trebuie să trecem juridic, tehnic, economic și Dumnezeu știe ce o mai cuprind. Și de specialitate. Facem amendamentul în modificare și de specialitate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Amendamentul mă refer, domnului Olteanu. Și de specialitate. Stai ca să ne mai învârtim o jumătate de oră în buzunar. Nu, dar bine că nu votăm secret. De specialitate înseamnă și economic, și juridic, și tehnic. Inclusiv resurse umane. Servicii juridice de specialitate. Supun la vot. Măi, nu mă mai corectați. Am tăiat juridic și am pus de specialitate. Da. Cine este pentru cu amendamentul?
N-am înțeles amendamentul, cum este, domnul președinte? Deci am modificat de servicii juridice de, și de specialitate în servicii de specialitate. Cum ați propus dumneavoastră? Cum ați propus dumneavoastră? Mulțumesc. Cine este pentru? Așa da. Vă mulțumesc. Și acum supun la vot hotărârea cu, cu amendamentul respectiv. Adică în loc de aprobarea achiziționării de servicii juridice și de specialitate, spunem în vederea aprobării de servicii de specialitate. Supun la vot hotărârea cu amendamentul aprobat. Nu e nicio problemă. Da, nici nu era complicat. Da. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Abțineri? Două abțineri. Da, mulțumesc frumos. Deci, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei autonome aeroportului internațional George Enescu Bacău pentru anul 2023 și estimarea pentru 2023-2025. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Doamna Hârțescu? Proiectul de hotărâre cu două abțineri a fost adoptat. Avem pe, la punctul 28 și la punctul 29, la punctul 28 se prezintă raportul asupra eficienței activității poliției la nivelul județului Bacău în anul 2022 și apoi la punctul 29 planul strategic cuprinzând principalele obiective, acțiuni și indicatori de performanță minimali pentru serviciul polițienesc recomandate Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. O să prezinte ambele puncte domnul consilier județean Izvoranu. Avem în sală, dacă nu mă înșel, domnul comisar șef Ciocan. Da? Vă rog frumos, dacă dați microfonul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, ca în fiecare an, după prezentarea raportului asupra eficienței activității de poliție la nivelul județului Bacău, aferent anului anterior, de către Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, către ATOP, îl trecem prin ședința ATOP, care a avut loc în luna februarie, în ultima zi, după ședința de Consiliu Județean, la care l-am prezentat în această ședință. Dacă doriți să dau integral citire sau pe anumite, că l-aveți la mapă, mai pe scurt, da? Instituția specializată a statului care revin atribuții de menținere a ordinii publice pe bază și în executarea legii este Poliția Română, componenta Ministerului Afacerilor Interne, din care Inspectoratul Poliției Române este unitate centrală a Poliției, care sunt subordonate inspectoratele de poliție la nivel de fiecare județ, pe care și Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, care pentru anul 2022 a avut următoarele obiective, în concordanță cu cele stabilite la nivel național de Inspectoratul General al Poliției. Creșterea gradului de siguranță și protecția cetățeanului, creșterea siguranței rutiere și consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a legislației rutiere, consolidarea sistemului național integral. Dragii mei, aproape. Mă dau mai aproape. Consolidarea sistemului național integral pentru situații de urgență, consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice. Acțiunile și activitățile de poliție întreprinse în anul 2022 de efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au vizat următoarele obiective și priorități de interes local și județean. Protecția comunităților locale prin acțiuni concrete și ferme pentru prevenirea comiterii de infracțiuni, măsuri adecvate de protecție pentru cei care trăiesc într-un mediu de risc infracțional ridicat, reducerea frecvenței și gravității accidentelor de circulație, informarea publicului despre diferite modalități de prevenire a criminalității.
pentru atingerea obiectivelor stabilite și realizarea indicatorilor de performanță fixați pentru anul 2022 au fost organizate și desfășurate următoarele activități. Obiective și acțiuni și indicatori de performanță minimale realizate în anul 2022. Obiectiv propus, creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului cu acțiuni și propuse și desfășurate. Realizate astfel, desfășurarea activităților de căutare a persoanelor semnalate ca dispărute. Numărul persoanelor sesizate ca dispărute sau plecate voluntar de la domiciliul 355, numărul persoanelor identificate în urma activităților desfășurate 350, creșterea gradului de siguranță a elevilor și prevenirea delincvenței juvenile, numărul activităților preventive desfășurate în anul de învățământ 334, fapte penale sesizate în unități de învățământ preuniversitar 62, în 58 de școli, 4 zone adiacente. Combaterea violenței domestice, numărul de intervenții a polițiștilor astfel de cazuri, 2678, numărul de ordine de poliție provizorie emise, 807, prevenirea agresiunilor de natură sexuală, număr infracțiuni de viol sesizate 80, număr infracțiuni de agresiune sexuală sesizate 42, numărul infracțiunilor de act sexual minor cu minori sesizate 46. Combaterea infracționalității în domeniul civic și piscicol. Numărul de acțiuni organizate pentru combaterea delictelor civice desfășurate 1. Numărul infracțiunilor în domeniul civic 655. Numărul sancțiunilor aplicabile 450. Numărul de acțiuni organizate pentru combaterea delictelor în domeniul piscicol 7. Numărul infracțiunilor în domeniul piscicol 18. Numărul sancțiunilor aplicate 13. Combaterea infracțiunilor în mediul online. Numărul de infracțiuni cercetate 416, numărul de acțiuni preventive active desfășurate 107. Consolidarea sistemului național integrat pentru situații de urgență. Consolidarea capacității de reacție la solicitările SNAU 112. Numărul de sesizări prin 112 58.170. Procentul de intervenții la SNAU SNAU 112, mai puțin de 15 minute de la sesizare 8. Și 19.921 dintr-un total de 23.314 intervenții. Creșterea siguranței rutiere. Se referă la reducerea riscului rutier, crearea unui climat de siguranță a participanților la traficul rutier prin prezența activă în stradă. Numărul de acțiuni organizate pentru combaterea principalelor abateri, 1033. Infracțiuni descoperite, 1380. Contravenții constatate la regimul circulației, 53.639. Permise de conducere reținute, 9.047. Plăcute de matriculare de trase, 283. Vehicule imobilizate, 204. Numărul total al evenimentelor rutiere înregistrate, 738. Dintre care grave, 141. Ușoare, 597. Consecințe ale acestor accidente grave de circulație au fost persoane decedate 76, persoane rănite grav 85, persoane rănite ușor 745. Și să mai dau câteva cifre din evoluția criminalității în județul Bacău cu raportate la anul anterior. Evoluții generale. La nivelul IPJ Bacău, indicatorii statistici prezintă pentru anul 2022 o creștere cu 12,4% a infracțiunilor sesizate, ceea ce reprezintă un plus de 1716 de fapte față de anul 2021. Cauzele care au dus la creșterea infracționalității au fost repatrierea elementelor infractoare din sănătate, încetarea stării de alertă la nivelul național începând cu data de 9.3.2022. Criminalitatea sesizată contra persoanei a înregistrat o creștere de 16,9%, un plus de 886 fapte față de anul 2021. Criminalitatea sesizată contra patrimoniului a înregistrat o creștere de 11,9%, plus 617 sesizări. Siguranța rutieră, în perioada analizată, au fost înregistrate un număr de 738 de evenimente rutiere, cu un plus de 25 față de anul anterior. Accidente grave, 141, cu un plus de 32 de accidente față de 2021 și accidente ușoare, 597, cu un minus de 7 accidente față de 2021. Principalele cauze ale acestor lucruri au fost viteza neadaptată la condițiile de drum neregulamentară
pe 24 de accidente, indisciplină personală 31 de accidente, abateri bicicliști 23 accidente, neabordare prioritate 20 accidente, conducere sub influența băuturilor alcoolice 7 accidente, concluzie 6. IPG Bacău a avut 3 programe prioritare de acțiuni. Program de prevenire a infracțiunilor contra persoanei, program de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, program de prevenire a criminalității informatice. Activități desfășurate pentru deservirea comunității. Au fost efectuate 27.331 intervenții la evenimentele din care 2314 la solicitări prin sistemul național unic al apelului de urgență, iar la 52.2% dintre acestea s-au intervenit în mai puțin de 10 minute. Un procent de 61.1% au fost intervenții la solicitări nouă. În mediul rural, 14.237. Au fost gestionate zilnic relațiile cu mass media, monitorizându-se prezentarea activității inspectoratului de către presa scrisă și audiovizuală. Au fost desfășurate un total de 243 acțiuni educativ-preventive în unitățile de învățământ preuniversitar pentru prevenirea și combaterea delicvenței juvenile cu un total de 15.038 beneficiari. De asemenea, de la înființarea biroului cu centrul Poliția Animalelor, au fost inițiate 23 de acțiuni în vederea identificării și verificării tuturor adăposturilor de câini fără stăpân, autorizate și neautorizate de preaza județului. Au fost aplicate 255 de acțiuni contravenționale. Au fost emise 24 de ordine de plasare a animalelor în adăpost și întocmite 72 de dosare penale. Au fost realizate 4 percheziții domiciliare fiind deținute 4 persoane. Au fost, în perioada analizată, au fost primite la IPJ Bacău și înregistrate și repartizate un număr de 6.730 petiții, fiind soluționate după prezentarea acestor situații, o să, dacă doriți alte elemente mai concludente din partea IPJ, poate să ne oferi domnul comisar șef Ciocan, care a fost desemnat de către domnul inspector șef ajuns, comisar șef Boicu, care se află în videoconferință națională și a putut da curs solicitările de a fi prezent astăzi la întâlnirea noastră. Mulțumesc! Da. Și punctul 29. Planul strategic care în fiecare an este înaintat către autoritatea teritorială de ordine publică ca principali indicatori, care în anul următor îi prezentăm. Nu sunt diferențe față de cel prezentat în anii anteriori. Am mers pe aceeași structură, doar cu consolidarea capacității de reacție la solicitări prin SNOW. Asta e o noutate care nu a fost în 2021. Da. Dacă sunt întrebări la prezentări, vă rog, domnul... Da, două chestiuni. Domnul consilier județean Vreme și urmează doamna consilier județean, doamna doctor Țagă. Da, mulțumesc, domnule președinte. Apreciez munca făcută de colegul nostru și cei care au participat la acest raport. Nu e ușor să iei toate cifrele astea, să le mai și coreleze. Dar, din păcate, am văzut o cifră care mie îmi dă așa fiori. Suntem pe locul 5 în țară, județul Bacău, la rata infracționalității. Da, domnule? Acum, ce să spun? Nu ne-am făcut noi treaba. Poate ar trebui să aveți un plan ca acest loc să nu ne mai onoreze anul următor. De asemenea, venind spre Bacău astăzi, și probabil ați primit și dumneavoastră, ați văzut două fetițe au plecat de acasă și nu erau găsite. Iarăși, sunt tot felul de... Luați cuvântul, vă rog frumos, dacă... Da? Sunt tot felul de evenimente care ne pune pe gând. Mai mult. Ați văzut rețeaua aia de droguri în școli, de la București. Dar într-un articol am citit că următorul oraș în care era implementat era Bacău. Acum nu știu, poliția locală,
Poliția Națională nu se sincronizează, dar totuși ce se întâmplă? Uite, doamna inspector este aici. Ce se întâmplă pe lângă școlile din județul Bacău? Ar trebui iarăși o analiză pe acest subiect. Nu în ultimul rând, am înțeles că ați avut o ședință zilele trecute cu primarii. Ar fi fost curios să ne faceți o prezentare ce au spus primarii în acea ședință. Că am înțeles că nu sunt mulțumiți. Eu citesc, vă spun. Eu personal să știți că sunt mulțumit, pentru că în Onești lucrurile sunt pe făgașul bun. Îmi pare rău că nu avem încă o, să zicem așa, o opinie foarte clară la ce a fost acum câți ani, 3 ani, 4 ani, cu acel criminal și pentru care, eu o spun așa, cu toată dezaprobarea, poliția română s-a îndreptat spre Acarul Păun. Niște tineri care chiar au făcut școală de poliție în Onești, erau, eu știu, performanți, pentru că Onești nu se confrunta cu probleme de infracționalitate majore. Știți bine că este unul din cele mai sigure orașe de țară, se poate confirma domnul comisar. Și totuși, Poliția Națională, Ministerul s-a îndreptat spre acești, cum spune românește, Acarul Păun. De aia, eu solicit ca raportul să fie, pe care îl faceți, să prezinte și această realitate. Pentru că așa cum l-ați prezentat, lucrurile par bune, dar nu sunt bune. Nu sunt bune. Da. Eu vă mulțumesc și referitor la poliție, dacă mă întrebați când vine vorba de buget și vorbim de siguranța noastră, a copiilor noștri, trebuie să acordăm o atenție mult mai mare cât am acordat anii din urmă. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule consilier. Vă rog, doamna consilier județean Țac. Dacă s-ar putea să ne precizați câteva măsuri care au fost întreprinse vis-a-vis de consumul substanțelor interzise în rândul tinerilor, la nivelul Bacăului. La nivelul ATOP am avut dezbaterii cu reprezentanții Agenției Antidrog. În asta, acum 3 luni, domniile lor ne-au prezentat situația existentă la nivelul județului, din informațiile care le rețin, iar Inspectoratul Județean de Poliție, pe reprezentanții săi și Poliția Locală Bacău, ne-au adus la cunoștință că monitorizează toate zonele presupuse a fi cu risc de consum de droguri și chiar de distribuire, dar nu aveau alte date concludente pentru a putea să ne prezintă la acel moment. Am reținut întrebarea noastră și o să punem în prima ședință ATOP. Mulțumesc foarte mult. Se știe că în rândul tinerilor din municipiul Bacău, consumul de substanțe interzise este totuși la un nivel ridicat. De asta voiam să ne precizați câteva măsuri, să vedem cu ce mai putem îmbunătăți planul. După prima ședință ATOP o să vă prezint o informare în plenul ședinței Consiliului Județean. Mulțumesc. Referitor la întrebarea domnului consilier județean Vreme, am început într-adevăr ca ședințele ATOP să le desfășurăm în teritoriul județului Bacău, cum de fapt a fost și înainte de pandemie cu domnul Hulescu și ceilalți predecesori, ca și președința ATOP, inclusiv doamna consilier Maricica Coșa, le desfășurau în județ. Aceasta a fost prima organizată la ASEU și la cele două subiecte de pe ordinea de zi am considerat că este necesară de a invita și primarii din zonă, că aveau legătură. Unul din subiecte se referea la paza pădurilor prin noua strategie națională 2030 și al doilea, problematica câinilor fără stăpân la nivelul județului, care este și la nivelul UAT-ului la acest moment, în care Inspectoratul de Poliție Județean prin Biroul de Poliție Rutieră a înștiințat toate UAT-urile ca până la 31 martie să emită o hotărâre de Consiliu Local prin care să înființeze acele servicii de gestionare a câinilor fără stăpân. Și am avut invitat și șeful biroului Poliției Rutiere, cât și șeful biroului Piscicul și Silvic din cadrul IPJ, care în discuțiile, după prezentările lor, în discuțiile cu primarii, au clarificat anumite aspecte. Și comunicatul în urma ședinței este postat pe site-ul ATOP de la nivelul Consiliului Județean. Deci puteți mai multe informații de acolo să le
luați. Mulțumesc. Da, dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu, îi mulțumesc domnului consilier județean pentru prezentare. Îi mulțumesc și domnului comisar șef pentru participare. Cred că ar fi, fără să intru foarte mult în amănunte, dar într-adevăr ar fi de interes pentru noi toți ca următoarea temă de dezbatere să fie consumul de droguri în școli și poate cu măsuri concrete din partea poliției județene și municipale, cu propuneri și cu, desfășurarea unei foi de parcurs de-a lungul anului, pentru că e un flagel care, din păcate, nu neapărat scade, crește. Și dacă toți suntem în cadrul prezentării a topului și a rezultatelor, cred că ar fi extrem de important ca dumneavoastră să elaborați o temă din punctul ăsta de vedere și să ne prezentați atunci când veți fi pregătit cu tot ce înseamnă partea de măsuri concrete privind combaterea consumului de droguri. Ar trebui invitat în această acțiune și prefectura, instituția prefectului și toate instituțiile cu atribuții în domeniu, inclusiv inspectoratul școlar județean, făcut o acțiune complexă de conștientizare, poate și prezentat cazuri concrete în așa fel încât să fie conștienți și părinții și copiii la ce riscuri se expun. Da? Vă rog, domnul consilier județean Pleșca. Domnul președinte, mulțumesc. Vreau să-l felicit pe colegul nostru, președintele ATOP, Vasile Izvoran, pentru prezentare. Totodată s-a ridicat o problemă, problema câinilor fără stăpân. Pot să vă dau un exemplu din practică. Consiliul județean Iași, prin zona metropolitană, unde s-au asociat primăria municipiului, reședință de județ și comunele limitrofe, s-au hotărât să facă un proiect de gestionare a câinilor fără stăpân, condus de zona metropolitană, proiect inițiat de către ADI zona metropolitană, prin care să gestioneze această problemă destul de strigentă și pentru noi. Poate profit de faptul că se află printre noi și directorul adjunct al Asociației Zone Metropolitane Bacău și ar putea iniția o asemenea investiție împreună cu Primăria Municipiului Bacău și comunele de zonă limitrofă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul consilier județean, dacă mai sunt alte intervenții. Vă rog, domnul Ion Cucerescu, domnul consilier județean Cucerescu. Bună ziua! Referitor la subiectul drogurilor, să știți că noi în ATOP, dacă nu la fiecare ședință, aproape la fiecare ședință discutăm aceste aspecte, avem foarte mulți invitați, inclusiv cei de la Inspectoratul Școlar Județean, inclusiv cei de la ANA, Asociația Națională Antidrog, Poliția, atragem o foarte mare atenție acestui subiect. Inclusiv am discutat și cu ONG-urile implicate pe această problematică. Sperăm în timpul apropiat să punem în practică și un proiect făcut de ATOP, clar cu sprijinul inspectoratului, un proiect la care de conștientizare acestui aspect. Din concluziile noastre, părinții, în mare parte, nu realizează gravitatea sau efectele acestor droguri și multe ori încearcă să mușanalizeze aceste aspecte. Încercăm să facem tot posibilul, ținem aproape cu toate instituțiile care se ocupă de aceste problematici și încercăm să găsim cele mai bune soluții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna inspector Jean. Vreau să spun că astăzi, la ora 17, la Inspectoratul Școlar, avem o întâlnire, reprezentanții Inspectoratului Școlar și domnul prefect Lucian Bogdanel, reprezentanții Cujuraie Bacău, cu reprezentanții părinților din școlile din municipiul Bacău,
și de asemenea reprezentantul unității de învățământ pe probleme de bullying și violență, dar subiectul, bineînțeles că va depăși ceea ce am tot auzit de ceva vreme încoace, cele două fenomene nedorite în școală și nu numai, că vin din societate, de fapt. Și nu mă refer doar la bullying și violență, ci într-adevăr adăugăm și problema drogurilor. De aceea conlucrarea este întotdeauna constructivă și faptul că cerem în primul rând sprijinul părinților, pentru că de acasă, din societate, se transferă lucrurile și în școală. Și împreună, doar împreună putem să reducem astfel de fenomene. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, domnul consilier județean Vârf. Pentru colegul care a intervenit foarte bine pe subiect. Noi am demarat înaintea Iașului, suntem la elaborarea documentației pentru împreună cu comunele din zona metropolitană. Felicitări, aveți primul proiect pe zona metropolitană. Mulțumesc! Da, dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, trecem la punctul... La punctul 30 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C, Tătărești-Corbasca, kilometru 8+022, 23+088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi. Proiectul de privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C, Tătărești-Corbasca, kilometru 8+022, kilometru 23+088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 78/2019 prin stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean și din instituțiile și serviciile publice aflate sub ordinea acestea cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Aveți o intervenție? Vă rog, doamna consilier. Am înțeles când ați explicat mai devreme, domnule președinte, că aici facem o mărire pe baza legii. Am văzut salariul managerului public, știm cei care suntem în Consiliul Județean, aportul care îl are managerul public. Dar, totodată, citind expunerea... Administrator public. Dar totodată, citind expunerea de motive cu mare atenție, am văzut că se măresc și salariile vicepreședinților de Consiliul Județean cu 50%. Nu am înțeles... Prin dispoziție, e separat. Absolut, e separat. Și atunci, nu am înțeles, noi votăm astăzi doar mărirea salariilor administratorul public, atât. Atât. Și atunci, de ce mai avem cuprins prin dispoziție? Așa prevede formularea. Deci nu e o formulare care să o putem modifica. Și când modificăm un act, o funcție, tot la fel se trece în titlu. Da, nu, și orice modificăm, trebuie să trecem titlul întreg. Nu pot să spun doar pentru persoana X sau pentru persoana Y. Pentru că totuși mi s-a părut foarte mare o mărire de 50% pentru... E ceea ce prevede legea, v-am spus. Ce prevede legea, dar rugămintea mea este, cred că este benefic să știm și noi, consilierii județeni, pentru că prevede legea, în ce proiecte sunt implicați colegii noștri pentru această mărire. Păi haideți că vă explic eu. Deci haideți să vă... Nu, vă explic din capul locului. Componenta este variabilă, ca să ne înțelegem. Asta e un aspect. Adică până la... Doi, un alt aspect.
Să știți că atât vicepreședinții, cât și administratorul public sunt implicați la toate proiectele din cadrul Consiliului Județean, pentru că nu există o dispoziție în care să fie manager de proiect, nu prevede legea acest lucru. Ce prevede legea este ceea ce n-ați probabil de acolo citiți, faptul că cei care lucrează cu fonduri europene și mai ales pe zona de PNRR, și pot să vă enumăr câteva din proiectele care le avem, Spitalul Municipal, bibliotecă, muzeu, PCT, vă poate, și facem o sumă ca să vedeți cam ce, câți, care sunt fondurile de la nivelul Consiliului Județean din fonduri europene și o să vedeți că e o sumă destul de considerabilă și nu e o muncă chiar ușoară. Știm, știm. Dar mai am o singură întrebare. La toți angajații li se mărește salariul nu. 50% sau doar cei doi doar cei care lucrează cu fonduri europene prin dispoziția de președinte. La toți 50%? Da, și o componentă variabilă în funcție de numărul de ore lucrate. Okay. Și nu-i 50%. La domnul administrator e 25%. La fel, până la 50% la tot personal. Deci, uitați, vă răspunde doamna secretar Geanu, ca să fiu mai corect. Ca să nu ziceți că sunt partidii. Nu, eu doar vreau să știu ce votez. De fapt și de drept, conform legii, s-au majorat indemnizațiile la domnii vicepreședinți și la domnul președinte doar cu 25%. Pentru că până acum au fost cu 25% majorate, acum, în conformitate cu dispozițiile... Se poate duce peste aceasta. Exact, până la 50%. Și asta este un calcul, o formulă, funcție de proiectele care sunt derulate la ora actuală. Deci nu e vorba de 50%, doar de 25%. La ceilalți colegi care lucrează... Și ceilalți care, în ghilimele de rigoare, care le știm toți, ceilalți angajați care duc într-adevăr greu și fac oare suplimentare dacă au tot... Până la 56. Deci toți colegii noștri care lucrează în fonduri europene sunt recompensați în baza unui raport de activitate pe număr de ore și sunt, ținând cont de numărul acestora, cam în două proiecte prinse, cam fiecare dintre cei care sunt. Și așa că beneficiază cu totul. Nu poate să depășească această sumă. Aia e o componentă variabilă. Nu poți să spui, luna asta poate să ia mai mult sau mai puțin. Deci asta este, în funcție de activitățile prestate, conform ghidului de finanțare. Nu pot să mă refer la nimic altceva. Deci dacă nu mai sunt alte intervenții, supun... Da, vă rog, domnul Valerian Vrei, domnul Consiliul Județean. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, eu citesc aici... Eu cred că e foarte dar clar. Dar zici că ați avut intervenție și nu mai interveniți pe asta. Există, există o expresie aici care spune că se majorează cu 50% indemnizațiilor lunare pentru vicepreședinții Consiliului Județean, respectiv Scripăț și... Bun. Domnul Scripăț. Domnul președinte, nu am probleme cu cuantumul și cu mărirea. Dar pe de altă parte, eu cred că ei nu trebuie să voteze această hotărâre. Deci vă asumați sau își asumă eventual să cadă la o eventuală contestare. Deci uitați, eu am răspuns data trecută, dar acum nu mai răspund eu, că o să răspundă doamna secretar general. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule consilier județean, modificarea legislativă prevede ca domnii vicepreședinți și domnului președinte să li se majoreze indemnizația astfel încât aceasta a avut efectul legii și s-a constatat printr-o dispoziție a președintelui. La ora aceasta, în consecință după majorare, nu votați decât majorarea cu 25% efectivă a domnului administrator public. Nu are nicio legătură cu indemnizațiile domnilor vicepreședinți și a domnului președinte. Da, mulțumesc, doamna secretar. Eu nu contest cuantumul și așa mai departe. Eu vă spun, atâta timp cât în hotărâre este numele vicepreședintelui, este bine ca ei să nu participe la vot. Deci...
din mi se majorează prin hotărâre. Să supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Notați. Câte sunt? 10 abțineri, 5 împotrivă. Nu, invers. 20. Da? Ah, da. Vă rog să anunțați rezultatul. Perfect. 20 de voturi pentru, 10 abțineri și 5 împotrivă. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă din Fondul Forestier Național a terenului în suprafață de 5.238, aflată în proprietatea publică a județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean fără compensare, cu exceptare la plata taxelor și a obligațiilor bănești în vederea realizării obiectivului de investiție modernizare DG206B, Parava Rădoaia, kilometru 4+650, 10+516. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 34 se prezintă raportul privind situația gestiunii bunurilor din domeniul public și domeniul privat al UAT județul Bacău. Ați avut acest proiect, nu se supune la vot, doar se prezintă, l-ați avut la mapă, ați văzut, este o enumerare de bunuri formate din comisii și subcomisii. Ca atare, dacă sunteți de acord și l-aveți la cunoștință, propun să trecem mai departe. Pentru a nu... Sunteți de acord? Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SFDALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul reabilitare eficientizare energetică și extindere complex muzeal Iulian Antonescu, strada Nicolae Titulescu, municipiul Bacău. Am să vă rog aici, am să fac o prezentare virtuală a proiectului. Vreau să și lămuresc, vă rog să stingeți lumina, am să și lămuresc anumite aspecte care s-au tot vehiculat în spațiu public sau nu. Tocmai de asta l-am invitat și pe domnul director de la Complexul Muzeal Iulian Antonescu. Te rog eu frumos, dă-l pe ecran mare. Ce-i prezentarea aia? Iulian. Dana. Poți să dai full screen? Și camera de filmat să fie îndreptată. Camera de filmat către ea. Deci până reușesc să-și rezolve, chiar vreau să vă spun că datorită faptului, probabil din cauza asta, datorită faptului că am prezentat întâi biblioteca așa cum au ieșit indicatorii și cum a ieșit și actualizarea sau devizul general, am prezentat inițial, du-te tu, Iulian, am prezentat inițial biblioteca. Ori biblioteca nu poate fi realizată dacă nu se realizează complexul muzeal Iulian Antonescu. În mod cert, complexul muzeal Iulian Antonescu se va reuni, de fapt este o relocare a complexului muzeal unde este și complexul, unde este și muzeul de artă, care face parte din complexul muzeal Iulian Antonescu. S-a gândit de așa natură încât să fie o clădire care să, nu doar o clădire, și un spațiu care să fie recreativ pentru cetățeni, pentru iubitorii de artă. O să te rog să-i dai drumul.
o să vedeți că e format din două corpuri, un corp inițial a muzeului de artă și un corp construit nou, unde se va muta complexul muzeal Iulian Antonescu. S-a creat extrem de multă confuzie spunând de asemenea că știți, se relocă biblioteca. Biblioteca nu are un spațiu. Biblioteca stătea în spațiu complexului muzeal Borcea, într-un spațiu în care nu se respecta din punct de vedere al siguranței la incendiu, de asemenea și locurile și spațiu extrem de îngust pentru depozitul de carte. Tocmai de aia o regândire a complexelor muzeale de așa natură să fie totul în același loc, în așa fel încât să avem toate secțiile la un loc, și cea de artă, și etnologică, și mai ales că mai există o secție în interiorul complexului muzeal, și aici nu mă înșel, domnul, nu? Bucur de bibliotecă, care trebuie relocată la bibliotecă, adică în așa fel încât să avem pe specializări. După cum bine vedeți, proiectanții au gândit în așa fel încât să, ca tot ce înseamnă complexul muzeal să încapă, să se reloce către spațiul nou creat. De fapt, noi reconstruim complexul muzeal Iulian Antonescu, relocându-l pe strada Nicolae Titulescu. Dacă e să vă spun, în Muzeul de Artă Nicolae Titulescu existent are o suprafață de 2000 de metri pătrați, un regim de înălțime parter, etajul 1 și mansardă, o suprafață desfășurată existentă de 1486 și o arie construită la sol de 482. De asemenea, Muzeul de Istorie extindere înseamnă subsol parter 3 etaje și etaj 4 parțial. Area construită, propusă, fiind de 3.445 de metri pătrați. Muzeul de ca regim de înălțime de pe strada 9 Mai va fi, ce se schimbă în Biblioteca Județeană, va avea un regim de 3 etaje și o arie desfășurată de 7.051. Toate aceste două obiective sunt convins că la finalul lucrărilor va arăta așa cum sunt prezentate aici. Dacă sunt întrebări sau dacă doriți să adresați întrebări mie sau domnului director, vă stăm la dispoziție. Subsolul, vreau să fac o referire ca să evit din capul locului orice altă, subsolul de la complexul muzeal actual, unde se află, nu va fi mutat, pentru că acolo e o operațiune destul de delicată și, dacă nu mă înșel, acolo aveți și laboratorul de restaurare și de postele noastre, care înseamnă 35.000 de obiecte de istorie și 6.000 de obiecte de etnografie, de postele noastre, prin urmare, nu expozițiile permanente, postele noastre vor rămâne în continuare pe strada 9 Mai, în timpul 7, iar expozițiile permanente se vor muta, presupun, probabil, în această clădire, care se află pe Nicolae Titulescu, numărul 23, suntem aici, iar fațada cealaltă este dinspre strada Șoimă. Da. Mulțumesc. E importantă această precizare, de ce? Ca să nu se mai creeze confuzii, ținând cu... Majoritatea patrimoniului nostru rămâne în continuare împreună cu laboratoarele de specialitate, laboratoarele de restaurare, lemn, textile, ceramică, metal, rămân în continuare laboratoarele noastre pe strada 9 Mai, numărul 7. Laboratoarele, împreună cu specialiștii restauratori și conservatorii, care vor avea și de depozitele noastre, iar expozițiile permanente și muzeografii care trebuie să administreze și gestioneze, să se facă ghidajele, vom fi aici, pe strada Nicolae Titulescu, numărul 23, atunci când această clădire va fi gata. Da, mulțumesc pe ordinea de... Numai un pic vă dau cuvântul, domnul consilier județean. Ordinea de lucru va fi în felul următor. Noi ne dorim ca aceste două lucrări să meargă în paralel, dar în primul rând să realizăm complexul muzeal în așa fel încât să putem muta biblioteca. Vă rog, domnul consilier județean, vreme.
Da, mulțumesc. Deci așa, ca o concluzie, dumneavoastră veți muta efectiv muzeul unde să duc copiii și așa mai departe în nou sediu, da? Și în vechiul sediu va fi bibliotecă? Da. La subsolul. Nu. Deci asta este. Veți lăsa câteva servicii totuși în vechiul sediu, nu? Vă dați seama, să administrez 35.000 de obiecte. La urmă să vă întrebam, lăsați-mi să vă răspundeam. Domnul Consiliu Județean. Deci treaba este în felul următor. Vechiul sediu se transformă în bibliotecă în baza proiectului care vi l-am prezentat anterior, cu o singură excepție, subsolul, unde sunt laboratoarele de restaurare, recondiționare, rămân tot acolo, pentru că presupune presupune anumite autorizări pentru realizarea acestora în altă parte, plus că și vorba de spațiu. Și nu putem să mutăm un asemenea patrimoniu dintr-o parte în alta, fără să nu poate să producem și alte, să zic așa, disfuncționalități. Dar biblioteca se va face o bibliotecă modernă în sediu complexului, fostului complex muzeal Iulian Antonescu, care se relocă în această parte care tot de complexul muzeal ține. A fost explicit? Da, domnule. Mulțumesc. Acolo va fi bibliotecă, va fi expoziție unde mergem. Complexul muzeal cu toate secțiile de expunere. Partea tehnică, partea rămâne la subsolul muzeului, dar sediul principal se va muta acolo. Da, mulțumesc. Dacă sunteți de acord, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre de la punctul 35 a fost adoptat. Am să mai avem pe ordinea de zi, punctul 36 și punctul 37. Eu le-aș trata într-un mod comun, dar am să prezint proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu asociația Împreună pentru Cleja, pentru sprijinirea performanței echipei RoboKids. Menționez că prin raportul serviciului de specialitate se precizează că această inițiativă nu se încadrează potrivit legii. Tocmai de asta am găsit o altă soluție acest proiect să meargă mai departe. Consiliul Județean se asociază cu Casa Corpului Didactic Tăbăcaru. Nu poate să asocieze cu un ONG. Aceste tipuri de asocieri le facem prin legea 350. Și atunci, ca să nu avem probleme din punct de vedere legal, legea 350, ceea ce avem pe legea 350, unde se încadrează, pe articolul 3, dacă nu mă înșel, unde se încadrează din legea 350 și ținând cont de faptul că nu ar avea timp să depună proiectul, să treacă prin comisii, propunem această asociere la punctul 37. În sală, dacă nu mă înșel, avem și conducătoarea proiectului. Da? Vă mulțumesc. Aș vrea pe scurt, dacă se poate, doamnă, sau dacă nu, doamna inspector general, noi am avut o discuție pe tema asta, nu cu dumneavoastră, dar cu doamna inspector general, în care o parte din fondurile necesare pentru deplasare în Statele Unite ale Americii au fost asigurate din sponsorizări. Este corect? Înțeleg că există și o
dolari față de calculele inițiale. Da, tocmai de asta această propunere, noi, eu o să vă anunț în trebuie, o să ne abținem la prima și o să votăm pentru a doua, pentru că e pusă pe criterii legale. Dacă domnul consilier județean Olteanu, care a fost inițiatorul, am înțeles, vă rog să... Mulțumesc, domnul președinte. Inițiatorii au fost grupul consilierilor liberali. Toți am fost inițiatori. Dar aș vrea aici să semnalez un fapt. Articolul 136 din Codul Administrativ spune că proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de viceprimar, de consilier sau de cetățeni. Elaborarea proiectului se face de cei care le propun cu sprijinul secretarului general al unității sau subdiviziunea administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. De ce citez acest articol? Pentru că, într-adevăr, are niște vicii de fond proiectul nostru. Dacă stăm să analizăm faptul că am gândit noi asocierea cu un ONG, de fapt, reluăm o practică anterioară. Vă aduceți aminte, în primul an de mandat al noastră, domnul președinte, n-ați vrut să alocați sume pentru legea 350 și atunci se făceau asocieri directe. În fine, nu cu ONG-uri. Este o eroare pe care ne-o asumăm. Important este că am venit cu această inițiativă. Aș fi vrut ca aparatul de specialitate, cel care, și compartimentul de resort, cel care prin lege trebuie să sprijine o inițiativă de acest gen, să ne fi semnalat faptul că, iată, avem un viciu de formă, de fond, care este el și trebuie să-l corectăm. Poate veneam noi cu această soluție. Până la urmă, nu avem orgoliu de a fi noi inițiatori. Din punctul meu de vedere, putea să fie toți consilierii inițiatori acestui program, proiect, scuze. Important este că acești copii, care sunt pasionați de robotică și care sunt remarcabili, nu e puțin lucru să ajungi în America, la o vârstă atât de crudă pentru o specialitate atât de complexă, și să ne gândim dacă nu ar mai fi situații de acestea și cum gândim să-i sprijinim și să facem posibil să se evidențieze, să se dezvolte. Mulțumesc. Deci noi la acest proiect ne vom abține, nu putem vota împotriva proiectului nostru. Putem să, inițiatorii poate să retragă și pe ordinea de zi, ca să... Eu vă fac următoarea propunere, domnul consilier județean, tocmai pentru cele expuse. Cred că ar fi bine să o retragem de pe ordinea de zi, ca să nu fim puși în situația de a vota sau de a nu vota, și atunci mergem cu ultimul proiect, îl punem și îl votăm. Dacă... Nu avem nimic împotriva să retragem proiectul. Deci dacă sunteți de acord cu retragerea proiectului de pe ordinea de zi, ținem cont că și-a pierdut obiectul. Retragem proiectul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Nu, aici nu trebuie votat, domnul președinte. Ba da, nu retragerea? Nu, retragerea nu? Este... Inițiatorul are acest drept să-și retragă fără vot. S-a mai făcut o dată. Vă mulțumesc. Și am să supun la vot, în aceste condiții, supun la vot punctul 37 de pe ordinea de zi cu proiectul privind asocierea județului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean și Casa Corpului Didactic Grigore Tăbăcaru pentru organizarea și desfășurarea proiectului Participare Robo Kids Somușca la Campionatul Internațional de Robotică din Statele Unite ale Americii. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Aș vrea să fac, vă mulțumesc pentru participare la ședință, aș vrea să fac să dau cuvântul și doamnei consilier județean, domnului inspector general. Pe de-o parte, la ceea ce a spus dumneavoastră, am să fac o mică mențiune, o clarificare. Noi în primul an de mandat nu am mers pe legea 350, nu am avut fonduri pe legea 350, ne-am concentrat pe proiectele pe care le aveam în desfășurare. Ceea ce spuneți dumneavoastră este pe legea sportului,
care permite această asociere, ce nu se încadrează aici. Noi am specificat, apropo de sprijinul aparatului de specialitate, să știți că în referatul de aprobare, în referatul în care propune să nu se aprobe acest lucru cu aviz negativ, să știți că am explicat destul de clar unde se încadrează. Se încadrează pe legea 350, dar noi avem, cred că de azi, dacă s-a publicat ghidul pe 350, și nu ar fi avut timpul necesar să-l putem pune ca proiect, și explică și de ce nu putem să mergem într-o asociere directă cu ONG-ul. Adică s-a semnalizat acest lucru, ținând cont de faptul că propunerea dumneavoastră a ajuns undeva la noi vineri. Noi am încercat să ne mișcăm destul de repede și să găsim o soluție ca acești copii să beneficieze totuși de ajutor din partea Consiliului Județean, și aici mă refer la consilierii județeni, la toți consilierii județeni. Am să semnalez faptul, domnul președinte, că am fost ignorați ca inițiator, dacă nu chiar obstrucționați. Deci noi de nu reprezintăm, putem să ne punem, dumneavoastră ați dat un comunicat de presă în care a zis că dumneavoastră sprijiniți excelența, noi sprijinim cu toți consilierii județeni, sprijinim excelența, s-a văzut la vot. Așa că, în altă ori de idei, doamna consilier județean, doamna inspector general, vă rog. Și eu vreau să salut faptul că s-a votat proiectul și că, iată, sprijinim acești copii să meargă la Houston, în SUA. De asemenea, vreau să salut și să mulțumesc pentru efortul consistent pe care doamna coordonator Oana Gianu l-a făcut în a face rost de această sumă de aproximativ 10.000 de dolari de la ambasada SUA, și să mulțumesc în același timp pentru contribuția sigură a doamnei Anca Năstase de la Asociația Dascăle Meriți, în urma unui protocol de colaborare dintre Inspectorat CCD și Asociația Dascăle Meriți. Se va întâmpla acest lucru, altfel nu spuneam lucrurilor pe nume. De asemenea, pentru susținerea performanței, vreau să vă anunț că voi depune o solicitare în numele Consiliului Județean PSD, prin care să se realizeze un proiect de hotărâre de Consiliul Județean pentru premierea echipei de băieți de la Ferdinand I, care au participat la Târgul Internațional de Tehnică iFest 2 2023 din Africa și care au obținut medalia de aur, respectiv locul 1, care echivalează cu locul 1, și anume doi elevi de clasa a 9, respectiv a 10-a, George Spulber și Tudor Mutică, conduși, îndrumați de doamna profesoară Ana Antuneric. La competiția în cauză au participat 192 de echipe, iar la secțiunea Engineering, unde au participat 52 de echipe pe această direcție, special pe această direcție, au ieșit pe locul întâi. De aceea voi depune această solicitare pentru un proiect de hotărâre de Consiliul Județean viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am notat, dacă mai aveți vreo intervenție, dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare. O zi ușoară!